Iar bine. Este în bun ca cu sânge și... Nu înțeleg. De cum faci să spui asta? Asta înseamnă că îți dorești să mergi. Poate nu sunt bune protezele. Trebuie să aibă durerile astea îngrozitoare. E normal, nene Cristofor. Până să obișnuiește piciorul cu proteza... Uite, o să trimitem pe cineva la farmacie să ia niște calmante, un unguent. Dar trebuie să vă duceți totuși la medicul kinetoterapeut. Am fi vrut să plecăm acum, dar nu putem, tu nu vezi ce e aici. Da. Alina, rănile sunt minore. În câteva zile o să vezi, o să poți să încerci din nou să mergi. O să fie bine. Hai să fie. Am venit și o să te ajut, plăcut cu multă și pe inima ta și pe capul tău. Flăcărică. Copilașul meu zace acolo și-a pe masă. Și nu se mai trezește, fără. Și noi facem culoșa cu olivă. Hei, aceasta e viața. Venim când trebuie și când trebuie să plecăm, vine alții după noi și ne ia locul. Ne ia casilii, masilii, ne ia bebelourii, carpetii, ne ia femeilii. Flacărul, eu data viitoare când o să simt că mor, întâi bag cuțitul în timp. Eu ți-am zis să știi. Pă, flăcăruicu, pum, oh. Noi am început să facem colivă. Poate ne-a ajuns și tu să alegem drumul. Fratilia Aurică, unde este? Casă, coloșa, că a venit gogoașa și alufurnalul și toți de lor. Mă duc și eu acolo. Dacă vrei să mergi cu mașina să cumperi ceva, ai mașina mea, stă la dispoziție, spate. Că mi se strânge inima mine când te auzi. Mai flăcărit, păfări. În ziua cu accidentul. L-am dat dracului pe Gianni, păi. Și i-am zis că mai bine să nu se năștea. Da, câte ori le-am dat eu dracu pe curvilele ale mele, fă. Păi aș fi bogat acum. Așa face, fă, toate mamile face așa, ca să le arate la copii că le iubește. Aud. Știu, fă, știu că așa face toate mamile. Dar de ce, fă, mă doare așa de tare acum, fă? Că nu mă duce așa pe mine capul, dar eu zic așa că pe tine te roade, fă, că nu i-ai zis că-ți pare rău, așa-i? Așa cred eu. Dar ești deștept, așa-i. Dar mors numai de bine așa, dar... Și nici un fraierul ăsta era că mi-e bun la cap așa în ultima vreme. Da, o să știi că eu i-am descântat. Am plăzit acatis de făi, dar parcă avea mințile ferecate. Mi se rupă de zambi la inimă. Vezi că Giovaierul, dacă avea un copil, poate era și el mai liniștit, așa. Așa e, fă, copilașul meu zace, coloșa pe masă rece, făi. Și medalionul m-a mințit, făi. Cu ce? Inima lui Giovaierul meu bate în pep la ăla, la gigitul în grabă, făi. Cine, fă? Da, fă, la ăla care a vrut să ne dărâmă casa, să ne ia pământul.
Fă! Dar asta-i nesimțire pe față, așa, fă! Adică ăla vrea să vă ia pământul și-a cu voia și inima la giuvăieru? Fă, dar românii ăștia, fă, dar nu le mai ajunge pe o dată! Haide, fă, nu mai plânge, gata. Ia! Inima lui giuvăieru. Merge treaba asta, merge internetul ăsta sau merge, nu? Merge, bineînțeles. E wireless. Ce tot? Ia mă, e cu din astea. Mi-a mai zis unul. E fără cablu, nu? Da. Și ce tot mă zici din astea? Crezi că nu știu? Zi-mi așa, eu cu ăsta am internet aici în casă, da? Bineînțeles. Mă duc la baie, aici, am intrat la baie. Eu și vreau să am internet, da? Da. Vă duc sus, am internet? Aveți internet în toată casa și în curte. Luați ăsta cu dumneavoastră. Aveți laptop performant? L-am performat că l-am luat eu. Și de-aia e performant. Nu mă îndoiesc. Ia zi-mi mie, acum arată-mi niște șmicherii din astea, așa. Că mă grăbesc, că am... trebuie să mă duc undeva și mi-arăți repede asta că am un mort în familie. Cer, îmi pare rău. Arată-mi niște șmicherii aici, cum fac eu. De exemplu, dacă eu vreau să caut... Cât timp aveți albastru în icoanele astea, sunteți online. Iar o e cu icoane, unde e icoane? Că nu văd nici icoane, nici niște din astea de calculatoare, niște ecrane, nu? Vrei să zici? Da, e. Cât timp aveți albastru în ecranele astea, sunteți conectat. Bun. Adică vreau să te întreb ceva. Ascultă, da. Vreau să caut, de exemplu, cât costă o inimă de om, poți să mă ajut cu asta? Da. Dăm click. Browserul ăsta? Băi, termină-o, bă, cu astea, că mă enervezi, ți-a spus. Vorbește românește, normal. Hai, mă scuzați. Imediat. Nu, dar acum vorbesc serios. Ce vă tot atâta, mă, vorbiți niște limbi din astea de nu le înțelegem nimic? Pune românește, așa, uite, scrie acolo inimă de om sau cum așa și spune cât costă. Imediat ne spune calculatorul ăsta. Cât spune? E o inimă de unui așa ușor de găsit. Trebuie să o căutăm. Ia ceva timp să o căutăm. Uite, mă! Uite ce rău îi pare că a murit. Uite cât de tare iubea el viața. Și acum îi pare rău că a murit. Și viața nu l-a iubit pe el. Elvisule! Dobre. Uite cum facem. Mergem toți cu toate mașinile, cu prosoapele, cu farurile și cu claxoanele. Mosicanții în mașina cu platforma. Da. Și ne oprim tocmai în dealul metropolitan. Dealul metropolitan? De unde e dealul ăsta? În centru, în dealul ăla cu biserica aia unde cântă popa la mare, al nostru. Ăla pe lătul înalt. Dealul metropoliei. Păi zi așa, bre. Mă, contrazici tu pe mine, mă? Nu, bre, am zis și eu așa. Așa. Și după ce-mi facem turul la dealul unde am zis eu, mergem prin oraș așa să vadă și el o vitrină, o ce-i plăcea lui, ce-i plăcea să facă în viață? Cărțile, aia plăcea. Ei, mergem la un casino și dăm tare din clasoane să intre și aia în doliu că a murit un mare jucător. Și muzicanții să stea pe platformă și să cânte tot drumul. Și până în dealul metropoliei, și în dealul metropoliei la casino, vorbăm de la casino, la biserică și la cimitirul unde l-o îngropa. Da, da, da. Ce fă? Elvis. Ce? Eu vreau să-mi jur ceva la mine. Zi. Eu vreau să-mi jur că tu n-ai să fii ca Gianni și n-ai să mă lași singură. Nu fii proastă, fă, că Gianni
De ani a fost mare om. Păi da, mă, dacă era și cu minte, mă, nu era acelea pe masă și noi să-i facem coliva. Am fost la cimitir, am plătit taxa acolo și am vorbit cu gropari, totul e... Am fost la biserică, o să vină preotul cu acest să facă slujba. Am și uitat de asta. De când n-am mai avut o mormântare în șatră. Și asta trebuia să fie al lui Givaieru. Asta e viața, Aurică. Alegi pe cine sărbătorești, dar pe cine plângi. Mărelule, du-te să vezi dacă mai ai ceva de făcut. Sunt mândru de Relu. Și eu sunt mândru, mă. Am un băiat care nu mă dezamăgește. Maurică, nu trebuie să fii supărat pe medalion. Și-a făcut datorie. E adevărat că Dumbravă e om de nimic, dar e om. Și dacă medicina a zis că e compatibil să primească inima lui Gianni? Da, mă, dar de ce nu ne-a zis medalion înainte ca inima să se ducă la Dumbravă? Și dacă spunea și refuzai, a luat decizia care a crezut de cuvință că e mai bună. Da, dar pentru noi n-a fost cea mai bună. Ce e, mamă? Medalioane, du-te și mai stai cu fratele tău. Ce, mamă, nu mai intri în casa noastră? Îți mulțumesc că m-ai iertat, mamă, și... Știi că eu n-am vrut să... să mă fac rău, să... Tu ai inima curată. Eu m-am îndoit de tine, iartă-mă. Și eu te-am mințit. Te-am mințit pentru că te iubești și n-am... Te-am mințit pentru sufletul tău, mamă. Te-ai descurcat foarte bine astăzi. Sunt mândră de tine. Am făcut ce trebuia să fac. Atât. Tu ești bun să conduci oamenii și să organizezi lucruri. O să fii un bulibaș foarte bun. Nu mi-a arde mie de bulibaș acum. Gândesc la tata Aurică. Cum suferă el. Neaurica are inima tare. O să vezi tu. Tu îți dai seama ce înseamnă să... Îți dai seama ce înseamnă să-ți îngrop copilul. Copilul tău. Tu mă păzește. Of, bulibașa mea. Nu, tata-i bulibașa șotră. Poate o să vină vremea ta mai repede decât crezi. Băi, Gianni. Cum ai plecat tu și m-ai lăsat, nu? Zi. Cum ai plecat tu și m-ai lăsat pe mine?
Îți jur, mă, îți jur că nu o să rămân așa. Nu o să las eu pe nimeni să te vândă pe tine, mă, cea. Mâncați așa ochii ăștia tăi care nu se mai deschid. Pentru cum ai plecat, mă, și mă lăsăm. Ai plecat, mă, cu ține mai joc eu, pocăr, mă, geane. A profitat de organele lui Gianni, că i-a vândut inima lui Gianni. Da, știu. Și acum ce, vrei să ieși tu parte de pe urma lui Gianni? Băi, băi, băi. Băi, Elvise, bă, tu chiar mă crezi că mine, a? Hă? Zi. Gigi Dumbrav. Gigi Dumbrav. Gigi Dumbrav a primit inima lui Giovanni. Rei l-a venit aseară și ne-a spus. Gigi Dumbrav a primit inima lui Giuvaiel? Gigi Dumbrav. Toa! Cine era dreac? Fii de medalionul ăsta sigur e băgat în toată chestia asta. Nu se duce. Ce faci? Mă aștept de mult? Ia uite, ia uite ce face fratele nostru în loc să stea acasă cu familia. Ia uite, ce faci? Hai, zi! Zi medalioane! Fratul-i mor pe masă și tu ce umbli cu spălăcița asta pe acelea? Ce căutați, mă, aici? Am venit, te-am urmărit puțin. Să vedem ce treabă mai importantă ai tu decât să stai la priveghiul, frate. Tu ce cauți aici, fă? Vezi cum vorbești, Ivan. Hă? Cât a costat inima lui Tactu? Da. Hai, te întreb. Nu înțeleg, adică ce vrei să spun? Că nu înțeleg ce am vrut să-ți spun. Și tu nu te uita ca boul la mine. Pe amândoi vă întreb, cât a costat inima lui Giuvaieru?